fost o vacanță scurtă, o vacanță unde noi am întâmpinat foarte multe probleme cu COVID, cu jucători accidentați. Nu a fost o pregătire așa cum ne-am fi dorit-o, dar sperăm ca reacția jucătorilor pe care îi avem în momentul de față la dispoziție să fie una bună mâine și cu ajutorul fanilor, cu ajutorul oamenilor, care sper să vină număr foarte mare, să reușim să avem parte de un rezultat pozitiv. Să fie un meci foarte greu, ținând cont de vremurile în care trăim, a fost foarte greu să ne antrenăm, pentru că am fost câțiva din cadrul echipei care am avut acest virus. Dar cu ajutorul suporterilor și cu ambiția noastră pe care o avem, sperăm să facem un meci foarte bun și să obținem victoria. Rapid au o echipă bună, au jucători cu experiență, au tineri foarte buni. E clar că nu va fi un meci ușor, dar pentru noi e important să câștigăm cele trei puncte.